decembrie 1989. Evenimente care au schimbat politica, geografia, viața europenilor și raporturile de forțe la nivel mondial. Ce s-a întâmplat în urmă cu 29 de ani? Care au fost urmările revoluțiilor și loviturilor de stat ce au zguduit estul Europei? Ascultați un serial zilnic marca Viva FM referitor la marea schimbare care a marcat sfârșitul secolului trecut. Episodul numărul 14. În noapte de 16 spre 17 decembrie 1989, pastorul Lazlo Tökes este evacuat cu forța din casa parohială pe care o ocupă ilegal, conform deciziei judecătoriei Timișoara. El nu mai opune rezistență și după câteva ore ajunge la noua parohie din județul Sălaș. Echipa operativă venită de la București, din care fac parte ofițeri de securitate și miliție, face prima recunoaștere în teren și vede magazinele arse și distrugerile de pe străzi. La orele amiezei, o informație contradictorie vine de la ministrul apărării Vasile Milea, inspirată de Nicolae Ceaușescu. O demonstrație de forță pe străzile Timișoarei, cu soldați defilând cu drapelul de luptă alături de fanfară. Având în vedere violențele din ziua precedentă, imaginea lor este resimțită de localnicii nemulțumiți ca o provocare, așa încât aceștia îi agresează pe ostași. Oamenii se regrupează, reiau spargerile magazinelor, o parte a mărfurilor este furată, iar alta distrusă. Forțele de ordine, inclusiv pompierii, intervin pentru dispersarea mulțimii. Sediul Comitetului Județean PCR este devastat, protestatarii aruncând pe fereastră documentele partidului și căutând să disloce din pereți însemnele comuniste. Atunci apare în mâinile timișorenilor primul steag tricolor cu stema decupată. Nicolae Ceaușescu îl numește pe Ion Coman, secretarul Comitetului Central al PCR, comandant unic pentru Timișoara. Acesta primind ordin să se deplaseze în Banat cu un avion, însoțit de o grupă de elită formată printre alții de generalii de armată Ștefan Gușă, Victor Stănculescu și Mihai Chițac și de șeful Inspectoratului General al Miliției Constantin Nuță. La București începe la ora 16:30 ședința Consiliului Politic Executiv condusă de Ceaușescu, care are pe ordinea de zi reprimarea demonstranților timișoreni. Imediat după încheierea ședinței, Ceaușescu organizează o teleconferință cu primii secretari de partid, dând ordin de deschiderea focului. Toate unitățile ministrului de interne, inclusiv miliția, trupele de securitate, unitățile de grinicer, vor purta armament de luptă, inclusiv lanțe. Dar oricine atacă un ofițer, un soldat, trebuie să primească riposta. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de partid sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Mai întâi, împotriva demonstranților, sunt folosite tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Apoi, în urma provocărilor din partea unor persoane neidentificate din mulțime, militarii de la unități din Timișoara și Lugoj și plutoane de trupe ale securității din Timișoara și Arad trag cu muniție de război. Clipe tragice se derulează pe podul Decebal, pe calea Girocului și pe calea Lipovei, unde cad oameni secerați de gloanțele provenite din armele armatei. Mulțimea trece peste șocul momentului, se regrupează, construiește baricade și se înregistrează chiar atacuri ale obiectivelor militare. Capii armatei vor recunoaște ulterior deschiderea focului care a făcut primii morți și răniți, dar vor spune că au fost provocați de diverse persoane, o parte chiar deschizând foc. La miezul nopții de 17 decembrie 1989, manifestanții sunt risipiți pe străzile Timișoarei. În urma lor rămân 66 de morți și 196 de răniți. Libertate! Libertate! Rememorăm zilnic evenimentele din decembrie 1989 care au dus la căderea regimurilor comuniste din Europa de Est. Serial marca Viva FM, realizat de Narcisa Marian și Bogdan Diaconița.